găsit, doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți sinteza celor mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlament. Vă reamintesc că emisiunea poate fi vizionată și online pe site-ul TVR+. Iată ce veți vedea astăzi. Parlamentul a decis ca 65% din rezervele de aur ale Băncii Naționale să rămână în continuare la Londra. Evenimentele tragice declanșate pe 24 aprilie 1915 la Istanbul, care au dus la moartea a 1,5 milioane de armeni, au fost rememorate în timpul unei ședințe a Camerei Deputaților. Plenul Senatului a adoptat o lege privind combaterea practicilor neloiale în comerțul cu produse agroalimentare. La rubrica Birou Parlamentar cunoaștem o parte din preocupările de natură legislativă ale senatorului UDMR de Harghita, Antal István Laurent. Politica Băncii Naționale privind constituirea și administrarea depozitelor de aur deținute în tezaurul propriu sau în străinătate a făcut obiectul unei dezbateri aprinse în plenul Camerei Deputaților. Deși opoziția și puterea au păstrat aceleași puncte de vedere ca acum 2 ani, când inițiativa PSD a fost depusă în Parlament, majoritatea actuală a hotărât ca politica BNR să rămână neschimbată. Criticile reciproci au înlocuit argumentele economice și financiare, care în timpul dezbaterilor au ocupat un loc secundar. În anul 2019, parlamentarii PSD Liviu Dragnea și Șerban Nicolae au inițiat un proiect de lege prin care se prevede modificarea politicii Băncii Naționale cu privire la diminuarea procentului de 65% din rezerva de aur deținută de BNR, care se află în străinătate. Pe lângă costurile ridicate pe care țara noastră le plătește pentru păstrarea tezaurului la Londra, în expunerea de motive, se mai arată și faptul că politica BNR trebuie să țină cont de evoluția economiei românești din ultimii ani, care indică o creștere constantă, solidă și sustenabilă, cu inflație moderată în limite controlabile și cu o stabilitate predictibilă a monedei naționale. Proiectul legislativ a fost adoptat de Parlament în urmă cu 2 ani, cu mult înainte de debutul pandemiei, după o adevărată dezbatere care a avut loc chiar și în spațiul public. Liberalii și reprezentanții USR au sesizat Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea modificării legii privind statutul Băncii Naționale a României. Curtea a respins obiecțiunile de neconstituționalitate, însă tot în anul 2019, președintele Klaus Iohannis a solicitat reexaminarea legii. Faptul că a fost adoptată de Senat în legislatura trecută nu a împiedicat actuala majoritate parlamentară din Camera Deputaților să respingă legea în Comisia de Specialitate și mai mult să arate în plen care au fost motivele pentru care politica BNR trebuie să rămână neschimbată. E important să vedem acum dacă PSD continuă politica Dragnea sau și-au mai revizuit punctele de vedere. De ce este important să discutăm acest lucru? Pentru că, de fapt, acest demers de a duce, de a repatria parte din aurul depozitat la Londra este un proiect împotriva României. Și am să vă spun de ce. Este împotriva României pentru că primul lucru care s-ar întâmpla ar scădea credibilitatea țării noastre în fața partenerilor europeni, a instituțiilor financiare și a investitorilor. Pe de altă parte, dacă discutăm despre ce ar însemna acest proiect și acest demers, am să vă spun că este și unul nelegal. El încarcă tratatul Uniunii Europene, tratatul de funcționare al Uniunii Europene și, așa cum știți, pentru asemenea proiecte prin care se modifică statutul Băncii Naționale, trebuie cerut un aviz, trebuie consultată Banca Centrală Europeană. Nu contează atât de mult cine a inițiat acest proiect de lege. E vorba de suveranitate națională, într-adevăr. A avea rezerve de aur în alte state reprezintă bonitate pentru împrumuturile externe pe care noi ni le dorim din ce în ce mai puține, pentru că asta înseamnă suveranitate națională, să nu trebuiască să ne împrumutăm la rate de dobândă atât de mari precum România se împrumută astăzi. Trebuie să înțelegem, stimați colegi, că indiferent de necesitatea unui aviz al Băncii Centrale Europene, trebuie să ne amintim că aurul este al României. Este aurul nostru și evident că dacă e nevoie să facem acea cerere, putem să o și facem, nu e o problemă asta. Costurile de repatriere în comparație cu ce plătim pe an pot fi mari, însă amintiți-vă că plătim în fiecare an aceste costuri de depozitare. Repatrierea o facem o singură dată și sper, stimați colegi de la PNR, n-ați spus că România a rămas credibilă în lume doar pentru că are aurul depozitat la Londra. Au trecut 2 ani de la această propunere
pe care Dragnea o făcea înainte de europarlamentare și o băga în Parlament pe repede înainte, speriat de căderea în sondaje. Sperietură care s-a adeverit atunci până la urmă, ați pierdut foarte tare, dânsul a ajuns la pușcărie, va ieși în curând, aud, citesc ceva articole de presă, spuneți că vreți să vă rupeți de el în toate declarațiile, dar astăzi de la tribuna Parlamentului continuați cu toate aceste inițiative populiste care știți foarte bine că n-au nicio legătură cu politica fiscală. Plenul Camerei Deputaților a respins proiectul de lege prin care socialdemocrații propuneau schimbarea politicii BNR cu privire la constituirea și administrarea depozitelor de aur deținute în tezaurul propriu sau în străinătate, ca parte a rezervelor constituite din aur și operațiuni externe. Rămâne de văzut dacă, în condițiile economice actuale generate de criza sanitară, decizia parlamentarilor a fost una potrivită. În urmă cu câteva zile, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a recunoscut genocidul arman, devenind astfel primul președinte american care a calificat în acest fel moartea 1,5 milioane de armeni care a avut loc în 1915 în Imperiul Otoman. Evenimentele tragice de la acea dată au fost rememorate în timpul ședinței de plen a Camerei Deputaților. Evenimentele declanșate în 24 aprilie 1915, care au dus la moartea 1,5 milioane de armeni din Anatolia și Armenia de Vest, sunt recunoscute de peste 20 de țări, printre care și România, și de către mulți istorici, dar sunt puternic contestate de Turcia. Liderul grupului minorităților naționale din Camera Deputaților, Varujan Pambukcian, a declarat că își dorește ca ziua de 24 aprilie să fie proclamată ziua genocidului armean. A început în Istanbul, acolo unde au fost uciși pe 24 aprilie, întemnițați și mai târziu uciși intelectualii armeni, cei mai importanți din Imperiu, oameni politici, membri ai Parlamentului, a urmat dezarmarea și arestarea soldaților și ofițerilor armeni din armata otomană, urmată de uciderea lor, și a urmat ani de nesfârșite convoaie care, sub pretextul unei strămutări, erau duși către deșerturile Siriei, uciși pe drum, iar cei puțini care ajungeau la destinația unde li se promisese un nou început, erau uciși acolo. Eu aș adăuga omagierea guvernului liberal al României Mari din 1919, care a făcut ca România să fie primul stat care a recunoscut genocidul armean, și omagierea Uniunii Armenilor din România din 1919, care prin sprijinul dat integrării armenilor refugiați atunci a creat un număr de personalități armene pentru cultura, știința, politica românească. Sunteți acasă, sunteți în marea familie a neamului românesc, fără nicio diferențiere. Nu doar titlul de cetățean, conform Constituției, vă face egalii noștri, ci omenia, comportamentul dumneavoastră, loialitatea dumneavoastră, puterea de creație, inteligența aplicată, asta ne face să fim nu numai supraviețuitori ai istoriei și cei care am depășit împreună marile momente de cumpănă ale acestei țări. Nu trebuie să lăsăm ca oamenii să uite. Trebuie să vorbim, și în școli trebuie să vorbim, cred că, despre acest genocid, pentru că prin educație cred că putem stopa, putem ajunge într-o situație încât aceste orori, aceste atrocități nu se vor mai repeta. Noi, ca creștini, musulmani, evrei, ce-om fi, să fim capabili să ne cerem iertare de la cei care au supraviețuit, de la urmașii lor, și să le promitem solemn că așa ceva
nu va mai fi posibil cât pe acest pământ va fi rasa umană. Ne unim cu toții în jurul acestei răni a poporului armean și ne minunăm de ce înseamnă forța de renaștere a acestui popor. Noi, cei de la USR Plus, credem în diversitate și în forța pe care fiecare minoritate o reprezintă într-un tot mai mare, care reprezintă România. Guvernul condus de Ionel Brătianu a găzduit un număr de până la 30.000 de persoane plecate de pe teritoriul otoman, persoane de etnie armeană. Unii au rămas aici în România, iar alții au mers mai departe către Occident. Comunitatea armeană a adus România o contribuție uriașă la istoria sa, la cultura sa, la știință, la artă. La finalul intervențiilor reprezentanților grupurilor politice, ședința de plen a Camerei Deputaților a continuat cu dezbaterea celorlalte puncte înscrise pe ordinea de zi. Senatul a reexaminat, la cererea președintelui Klaus Iohannis, legea administrării spațiilor verzi. Camera Deputaților a respins 14 proiecte de lege inițiate în legislatura anterioară. Amănunte în rubrica știrilor pe scurt. Senatul a reexaminat la cererea președintelui Klaus Iohannis propunerea legislativă pentru modificarea legii 24 din 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi. Parlamentarii au adoptat un amendament care prevede că zona verde cu acces public este de minimum 30% din suprafața intravilanului extins, față de 10% în forma inițială a legii trimisă la promulgare. Propunerea legislativă va fi reexaminată și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Camera Deputaților a respins 14 proiecte de lege inițiate în legislatura anterioară. Printre acestea este și proiectul potrivit căruia contribuabililor persoane fizice și juridice urma să li se acorde unele facilități fiscale, cum ar fi amânarea și reeșalonarea de plăți. Legea a fost declarată neconstituțională în ansamblul său. Un alt proiect de lege respins se referea la modificarea și completarea codului fiscal în sensul aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de îngrășăminte, fertilizatori naturali, pesticide și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării. Proiectul a fost respins pe motiv că măsurile propuse nu se încadrează în prevederile legii responsabilității fiscal-bugetare numărul 69 din 2010. Plenul Senatului a adoptat o lege privind combaterea practicilor comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Legea este o transpunere a unei directive europene care urmărește reglementarea relațiilor dintre cumpărători și furnizori și stabilește sancțiunile aplicabile celor care folosesc astfel de practici. În expunerea de motive, inițiatorii arată că în prezent în România nu există reglementări pentru combaterea practicilor comerciale neloiale, iar fermierii și micii întreprinzători sunt victime sigure ale marilor companii din sectorul agroalimentar. Firmele mici nu au putere de negociere și alternative pentru vânzarea produselor lor, astfel că se văd obligate să accepte condițiile și costurile exagerate impuse de mari operatori din domeniu. Prin acest act normativ se speră că mediul de afaceri va deveni mai echilibrat, iar micii producători vor beneficia de condiții egale la vânzarea produselor agroalimentare pe piață în fața marilor lanțuri de magazine. La dezbateri, reprezentanții grupurilor parlamentare PNL, PSD și USR Plus au fost de aceeași parte a baricadei. Aceștia au susținut necesitatea acestor măsuri, sperând la rândul lor că fermierii și producătorii români de produse agroalimentare vor scăpa mai ușor de practicile neloiale și chiar abuzive la care sunt supuși. Colegii mai vechi știu că în sesiunea 2012-2016 am tot dezbătut, în urma sesizărilor venite din partea producătorilor locali, în special și a producătorilor autohtoni, legea 321, cu privire la legea hipermarketului, așa cum este cunoscută în opinia publică, acel 51% produse românești. Din păcate, acea lege cu părți bune și cu părți mai puțin bune nu a fost pusă în aplicare și astăzi ne aflăm din nou în aceeași situație în care, din păcate, deficitul de balanță comercială se adâncește de la an la an, tocmai prin aceste practici care sunt impuse în special de mari cumpărători, așa cum sunt definiției conform prezentei legi. Uniunea Europeană vine și ne spune nouă și ne arată că există aceste tipuri de practici comerciale neloiale și că noi trebuie să le interzicem.
Votul nostru de astăzi pentru combaterea acestor practici comerciale neloiale va stopa modul abuziv prin care aceste rețele de supermarket îi tratează astăzi pe fermierii, producătorii și procesatorii români. O componentă pe care noi nu o putem legifera e acela a consumului către produsele tradiționale. Noi nu putem prin lege să-i condiționăm pe români, însă de la tribuna Senatului și a Parlamentului și noi prin puterea exemplului putem să-i determinăm pe români să consume produsele românești în așa fel încât să consume produse cu valoare adăugată și să nu ajungem să importăm produse din alte țări. Propunerea legislativă privind combaterea practicilor comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar a fost votată fără probleme de senatori, iar acum urmează să ajungă la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Antal Ișvan Lorant, senatorul DMR de Harghita, este atent la temele diverse discutate cu cetățenii din județul său și încearcă să le găsească rezolvări legislative. Antal Ișvan Lorant ne vorbește despre un paradox al țării noastre. România, un producător important de hidrocarburi, nu are racordate nici acum toate gospodăriile la rețeaua națională de gaze naturale. Urmăriți rubrica Birou Parlamentar. Domnule senator, sunteți deja la al doilea mandat în Parlament. Spuneți-mi, vă rog, în acești ani, în discuțiile cu cetățenii județului Harghita, pe care îi reprezentați aici, ați observat că s-au schimbat temele, problemele cu care aceștia vin la dumneavoastră în audiențe, să zic? Cum bine știți, eu sunt în circumscripția numărul 21, județul Harghita, Odoreiu Secuiesc. Fiecare săptămână am audiențe. Oamenii vin cu diferite probleme, dar eu aș dori să evidențiez un proiect, un deziderat extrem de important despre care am mai vorbit în emisiunile dumneavoastră, este racordarea populației la gazele naturale, deoarece este un subiect de o importanță majoră. Din ce în ce mai multă lume a început să vorbească despre acest proiect, această necesitate sau această necesitate de proiect la nivel național. Aici este important să menționez intrarea în vigoare a celei două legi, legea 155, legea 290, două legi care modifică legea cadru a energiei electrice și gazelor naturale, legea 123, prin care, de fapt, se admite racordarea gratuită a populației la gazele naturale. Aceste două legi au intrat în vigoare, una dintre ele în iulie anul trecut, cealaltă în noiembrie tot anul trecut. Este adevărat că această lege are nevoie de îmbunătățiri, deoarece în legislatură, mandatul trecut, s-a lucrat extrem de mult la această lege, dar trebuia venită cu această modificare legislativă extrem de repede, deoarece persista de zeci de ani deja în România, practic, imposibilitatea populației de a cere într-un ritm mult mai alert racordarea la rețelele de energie electrică și rețelele de gaze naturale. Citim în presă, aproape zi de zi, articole despre apropiata renunțare la motoarele termice la mașini. Are legătură cu energia și treaba asta, pentru că, în primul rând, nouă ne-ar trebui o infrastructură de alimentare a mașinilor electrice. Se discută în comisie despre viitorul a ceea ce se va întâmpla în țara asta, adică în câțiva ani? Sigur că da, este o dezbatere amplă la nivelul Uniunii Europene, ceea ce privește Green Deal-ul, adică Pactul Verde, care definește ținte foarte clare pentru toate statele membre din Uniunea Europeană, în speță 2030, iar 2050. Până în 2030, toate statele membre trebuie să reducă până la 50% amprentele de carbon, adică emisiile de CO2, iar până în 2050 aceste emisii trebuie reduse până la 100%. Este clar că Ministerul Mediului, prin instituții subordonate, este o instituție extrem de importantă și prin acest minister, practic, Pactul Verde, Impactul Verde se poate contoriza și monitoriza direct. Noi, ca și Comisie de Energie, ca și Comisie Economică, avem
în lucru multe comunicări și din partea Parlamentului European, comunicări prin care clarificăm niște pași din punct de vedere a României. Trebuie să menționez și faptul că România, totuși, ceea ce privește emisiile de CO2, este într-o situație mai norocoasă, aș spune, dar nu neapărat... Cum bine știți, după 90, industria românească ușurel a început să mai dispară, din păcate. Asta din punct de vedere a economiei statului n-a avut chiar un efect pozitiv, dar prin faptul că a început să dispară ramuri întregi de industrie, asta a însemnat și reducerea categorică a emisiilor de CO2. Deci astăzi, după 30 de ani, după schimbare, după Revoluție, România este într-o situație mai bună în ceea ce privește emisiile de CO2, dar în continuare avem ținte foarte clare și pe baza acestui Green Deal și România trebuie să facă pași importanți prin programe de susținere a investițiilor în energie regenerabilă, prin pregătire de scheme de susținere în ceea ce privește înverzirea anumitor tehnologii de producere a energiei electrice. Știm că avem un complex energetic Hunedoara, știm că avem un complex energetic Oltenia, unde, bineînțeles, există și factori extrem de importanți din punct de vedere social, deoarece mii de oameni lucrează în Valea Jiului, în speță în Oltenia, și trebuie tratată cu maximă seriozitate această problematică, dar știm și faptul, și am mai menționat, că România are acest potențial prin extragerea gazelor naturale din Marea Neagră și dacă reușim ca să dăm drumul la acel proiect, atunci poate să reprezinte o alternativă în loc de cărbune, producerea energiei electrice, de exemplu în cazul complexului energetic Hunedoara, unde se prevăd și sunt intenții extrem de importante de amplasare a noi capacități de producere energiei electrice din surse regenerabile. Există un orizont de timp când se va renunța la cărbune în țară, total? În momentul de față, ca să vă dau eu acest răspuns în calitatea mea de parlamentar, n-am cum, pentru că nu știu data exactă. Cum am mai spus, este extrem de important să fim foarte precauți, cu foarte mare atenție și bazate pe niște decizii predictibile, foarte clare și până la urmă și corecte din punct de vedere social. Nu se poate de pe o zi pe alta, dar deja și în mandatul trecut era în lucru și erau în lucru mai multe inițiative legislative, transpuneri de directive, prin care România și-a asumat acel rol de a reduce semnificativ amprenta de carbon în România. Acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute în Senat și Camera Deputaților. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră pe YouTube, Facebook și Instagram la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!